de un aproape jumătate de ani țipați că vi s-au furat banii de la primării. Și eu nu înțeleg un lucru. Încercăm aici, aproape în fiecare seară, să punem cap la cap niște informații. Cică este creștere economică. Aparent așa ar fi. Mai lucrată din pix, mai nu știu ce. S-au făcut niște majorări de pensii și de salarii la bugetari. România aparent merge bine. Unde sunt banii? Păi, spuneți-ne dumneavoastră, sunteți în mijlocul administrației locale din România, în capitala României. Domnul Unde sunt banii? Primăria Sector 3 este cea mai transparentă instituție publică din România. La inițiativa mea am demarat și am aprobat, și le mulțumesc colegilor din Consiliu că au aprobat o hotărâre conform căreia orice leu cheltuit din banii publici unde nu e postată factura și contractul este plată ilegală. Deci, nu e chiar ilegală. Că ba da, ba da, conform hotărârii de Consiliu, care este literă de lege. Am înțeles, da, e hotărârea dumneavoastră. Absolut orice leu cheltuit la primăria Sector 3, subordonate și societățile primăriei, sunt cheltuiți în proporție de 100% transparent. Întrebarea dumneavoastră este de maxim bun simț și absolut obligatorie. Domnule, unde sunt banii? Nu știm, domnul Mănăstire. Pe ce vă Din spune nefericire... V-ați întâlnit săptămâna trecută cu ministrul de finanțe, da? Da. Ce v-a spus domnul Orlando? Mă abțin să cataloghez. Dar spuneți-ne de acolo, facem emisiunea ca să spunem lucruri, da. Deci, în concret, mă abțin să vă spun ce face, părerea mea. Dar dacă e să-l citesc, ne spune că nu are bani. În situația în care am văzut că se laudă cu creștere economică, cu încasări, când ne mint, când spun că sunt bani și că totul este roz, sau când ne întâlnim și ne spun că ne-ar da, dar nu au. Ok, eu înțeleg că n-au bani să ne dea. De ce ne-au furat banii, domnul Mănăstire? Da, e tare, dar e real. Domnul Mănăstire. Bun, și banii furați unde i-am dus? Acum un an și jumătate, am fost la guvern, am participat la o întâlnire în care domnul Dragnea ne-a spus că a fost o promisiune în campanie de relaxare fiscală de la 16 la 10% impozitul pe venit. Și? Domnul președinte, distrugeți administrația locală. Nu că o să facem cumva să nu vă pierdeți, să nu vă scadă mult bugetele, să bla bla bla, vrăjeala de genul ăsta. Dar ne-a fost vândută ca relaxare fiscală. În realitate, domnul Mănăstire, am fost mințiți într-un mod în care numai dânsul poate să o facă. Mă rog, și probabil și alți ticăloși. Pentru că n-a fost nicio relaxare fiscală. Cei 6% de la 16 la 10%, cele 6 puncte procentuale, n-au rămas la cetățeni. Nu! Au fost relocați în alte impozite care au crescut și banii au fost furați prin mecanismul ăsta de la administrația locală și s-au dus la administrația centrală. Și nu mă feresc să spun, și credeți-mă că am proprietatea termenilor, banii au fost furați de către administrația centrală. În situația în care suntem cea mai subfinanțată administrație publică locală din Europa și din toată lumea civilizată. În toată lumea civilizată, administrația locală are pondere în bugetul național între 30 și 60%. Știți cât are pondere administrația publică locală în România? Toate primările din România, da? Nu. Da. Cu consilii județene, cu tot. Și consilii județene. Tot ce înseamnă administrație publică locală, ne batem pe 10% din buget. Pentru că IV-ul pe care l-a promis că ne-l dă în integralitate reprezintă chiar mai puțin, adică de 10% din bugetul național. Trebuiau să ne dea 68% din IV-ul actual ca să compensăm scăderea impozitului pe venit de la 16% la 10%. Dar colegeți, măcar 60% să-i luăm. Ok. Ne-am dus, vă aduceți aminte, prin februarie, ne-am dus peste doamna Dăncilă la guvern, la disperare, că nu ne e drag nouă să ne ducem peste dânși acolo. Și vă aduceți aminte că după ce ne-au tăiat telefoanele complet la interior, a apărut pe Facebook, devii să ne
spună win-win situation, veți avea 60% din IV. Și o altă minciună a fost. Domnul Mănăstire, după ce am plecat, am zis, bă, ok, ne-au furat 8 puncte procentuale, bă, dar măcar ne dau 60%. Nici măcar pe ăsta nu și l-au respectat, domnul Mănăstire, pentru că pe primele 3 luni ale anului, iarăși ne-au furat banii, că pe ianuarie, februarie și martie nu i-au dat. Spune, domnule, asta a fost promisiunea lui Dragnea, nu a mea. Dragnea nu mai este, eu nu vă pot onora ceea ce v-a promis Dragnea. Și Teodorovici, care este în continuare ministru de finanțe. Cum o rezolvați? Vă împrumutați? Acum, serios vorbind, pentru funcționarea administrației, în cazul dumneavoastră a primăriei și peste tot în țară, ce soluție ar fi? Despre ticăloșenie. O altă lecție de ticăloșenie. După ce posta pe Facebook, să dea în presă, cu poze, cum lucrează la buget personal, eu am ținut să-l invităm pe domnul Dragnea să vină în comitetul director al Asociației Municipiilor, să vină să ne spună ce are de gând să facă. A venit acolo, a încercat să ne mintă în față, i-am scos datele și le-am pus pe masă ca să vadă o realitate și când n-am mai avut cum să o întoarcă, pentru că și noi nu suntem nici noi fără carte. Când le-a văzut, dar ce treabă am eu cu bugetul?